Cere scuze că stau și eu jos, n-am ce face. Deci, că despre Dumnezeu nu se vorbește stând. Uneori și așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta și să știți că mă bucur enorm de mult frumusețea picturii acestei biserici, acestei catedrale de cartier, dacă am putea spune așa. Dar mai mult mă bucură chipul dumneavoastră. Știți că umpleți de lumină, de aceea de umplu de lumină și vă mulțumesc foarte mult. Am stat foarte mult cu domnul Stelian să ne gândim ce va prinde bine într-o seară de sâmbătă, într-un București obosit, plin de manifestații de simpatie guvernamentale și politice în general, într-o Românie foarte destinsă, mai destinși ca acum n-a fost niciodată, în care școala funcționează, viața cotidiană e fructoasă, biserica nu scârție pe niciun colț, suntem așa într-o... M-am gândit că cel mai bine ar fi să vorbim despre post. Nu doar că suntem în postul Paștelui, ci și pentru că, vizibil, țara are nevoie de noi. Noi nu suntem ostași ai armelor, ai grenadelor, al chipielor, al hărților. Suntem ostași ai postului. Suntem chemați să postim pentru țara noastră. Că construim prin rugăciune, prin prezență în biserică, prin priveghere, cum a făcut aseară, prin postire, argumentele pentru care Hristos e viu în mijlocul poporului nostru. Până acum ne-au spus în toate felurile. Din 90, de când am deschis și ochii pe biserică, de aceea le spun, mai e câte un ateu care mă invită să facem o dezbatere publică. Și am zis, mă, nu pot. Eu prost ca tine am fost și știu cum e. Ar fi nedrept să vin dintr-un colț pe care l-am mâncat hârdaie întregi. E un avantaj pe care n-am voie să-l folosesc în favoarea mea. Dar când am intrat în biserică, am aflat despre biserică, despre facultățile de teologie, despre preoți, că fac toate relele din lume. Nimic nu s-a schimbat. La scuipat nu s-a schimbat nimic. Știu, în schimb, ce s-a schimbat în sufletul meu, ce s-a schimbat în viața mea, ce s-a schimbat în viața oamenilor de lângă mine, până și în viața dușmanilor mei, pentru care mă rog cu dragoste și cu bucurie. Constat pe zi ce trece că, din nefericire pentru noi, chiar îi ascultăm pe toți. Dăm mai mult cu telecomanda în mână decât cu crucea sau cu metanile. Ne uităm la știri mai mult decât la icoane și citim presă mai mult decât Scriptură. Și atunci normal că totul e rupt în capul nostru, că nu mai avem niciun fel de fermitate în a fi oamenii lui Dumnezeu. De aceea am spus să vorbim despre școala duhovnicească pe care postul ne-o propune. Care începe cu clasa 0. Cu duminica dinaintea întoarcerii fiului risipitor, care se continuă de fiecare dată ca și cum am face 12 clase plus câteva secundare ca să putem să atingem cea mai de preț dintre diplome, diploma de candidat la înviere. Tot ceea ce ne propune postul mare nu este altceva decât un examen de conștiință înaintea învierii Domnului Hristos. Vedeți că noi vedem toate săptămânile din post. Noi uităm acolo în calendar și e duminica izgonirii lui Adam din Rai. Și ne apucăm citim textul, ne mai gândim un pic și gata. Da, e duminica izgonirii lui Adam din Rai după ce noi știm că a înviat Hristos. Perspectiva din care privim biserica e perspectiva învierii. Noi nu mergem spre înviere. Învierea, de plin săvârșită în mijlocul nostru, ne dăruiește, dacă vreți, energia prin care ajunge la învierea de după moarte. De curând, unul dintre marii psihiatri ai lumii moderne, Ion Viu, fiul lui Tudor Vie, scria într-o carte de interviuri, pentru el cel mai greu a fost să accepte moartea ca o valoare, partea. Părintele Zaharia Zaharu, analizând foarte mult de ce suntem așa de egoi, sigur, nu v-ați întrebat niciodată de ce suntem egoi. Puneați, sunt egoi și sunt viață. Da? Gata, perfect. Asta e din altă lume, că e fără fir. Alea cu fir m-au pus pe gânduri tot timpul. Deci am conștientizat că cea mai frumoasă definiție a nașterii egoismului noi n-am știut-o niciodată.
De câteva zile, citind una dintre cărțile frumoase ale Părintelui Zaharia, care este ucenic al Părintelui Sofronie de la Essex, aflu că, de fapt, egoismul nostru se naște din frica de moarte. Cu teama de moarte devenim strângători. Ne e frică de moarte și ne călcăm în picioare unul pe altul. Ne e frică pe moarte și dăm vina că dăm șpagă la medici. Da? Ne e frică de moarte și intrăm în școală peste profesor, peste învățător și le dăm lecții. Ne e frică de moarte și ne certăm în autobuz. Ne e frică de moarte și ne batem la coadă la taxiuri. Din frica asta de moarte se naște egoismul ăsta nostru pur, care nu poate fi vindecat decât cu înviere. A fi creștin înseamnă, de fapt, a intra în școala învierii, iar a fi în școala învierii înseamnă, în primul rând, a crede că a înviat Hristos. Le povesteam studenților de la medicină veterinară, la curs, că undeva în urmă cu câțiva ani am auzit cea mai scurtă, mă ridic în picioare că nu vă văd și nu-mi place să rămână, da? Mi-a revenit. I-am întrebat la un moment dat, le-am spus care e cea mai scurtă cateheză despre înviere pe care am auzit-o vreodată în viața mea. Ne-am dus într-o inspecție la un profesor de religie, un părinte, simpatic ăsta foc, era și primar, și popă, și directorul școlii. Dacă atâta ai atâta clonezi, nu aveai ce fac. Dă un să iei atâtea personalități într-un sat. Numai România găsim miniștrii din 24-24 de ore, dar în rest, în spațiul normal al României, nu e așa. Și la un moment dat ăsta intră în clasă și le zice copilor, Hristos a înviat. Și copilul adevărat a înviat. Vă spuse eu, mă? Atât aia a fost deschiderea lecției. Captați-o, benevolenți, program analitic. Nu, domnule, Hristos a înviat, adevărat a înviat, vă spuse eu. Adică nu mințesc. Lucrurile sunt așa construite încât învierea ne însoțește în toate clipele, dar noi nu mai vedem. Uitați-vă cu câtă seninătate omul bolnav primește dimineața peste el. Oricât de greu i-ar fi noapte, oricât de dureroasă i-ar fi, când răsare soarele are o stare de bucurie în plus. E o zi, o nouă șansă, o nouă deschidere. Uitați-vă la copii, bine, că merg la școală, nu mai văd dacă e dimineața sau seara. Să-i întrebați o dată pe copii dacă au ascultat vreo pasăre cântând de acasă până la școală dimineața. Când n-au boapele în urechi să asculte muzica, n-au nimic decât test, examen. Inima bate în alt ritm decât Hristos a înviat, adevărat a înviat. Hristos a înviat, adevărat a înviat. E normal așa să meargă la școală. Dacă a înviat Hristos, ce ni se poate întâmpla rău? Poate să fie învățătorul mai presus decât Dumnezeul nostru? Nu. Dar noi învățăm să ne fie frică. Suntem învățați să trăim sub frică. Suntem orașe întregi, Bucureștiul nu face excepție, în care trăim sub frică. Când ne trece frica, ne anunță că vin cu tremure. Se rup șine, se dărâmă magazine, crește prețul la beteală, scade prețul la ciocolata chineză, care noi nu mai mâncăm de mult, dar nu contează. Adică știri din astea care să ne absurdească viața. Școala Apostolului ne învață să înțelegem cărui Dumnezeu aparținem. Și în principiu să știți că aparținem de Iisus Hristos, Dumnezeul cel înviat. Dacă ține minte asta, restul nici nu mai contează. Contează enorm de mult cum ne raportăm la El, cum trăim cu El, cum ne creștem viața împreună cu El. Există un personaj la momentul Vinerii Celei Mari, dar el din Joia Mare începe să aibă probleme. El are de mult probleme de când e acceptat în echipă apostolilor. Știți că toți apostolii, 11 din ei, sunt din Galileea neamurilor, sunt pescari, au meserie. Iuda e iscariotean, e din Iscariot, nu e o zonă din zonă. El era vecin după casa din Ierusalim, casa lui, în care a copilărit, e vecină cu casa Maicii Domnului, unde a copilărit Maica Domnului. Era vecin cu Maria și Ioachim. Cu alte cuvinte, prieten de cartier cu Hristos. Și Iuda îi face lui Hristos cam ce ne fac nouă prieteni de cartier. Ne vând permanent. Caută să ți se bage în suflet. Când vă plângeți că sunt copii într-o cașcă, la școală, părinte, nemaipomenit, da? Pentru că tendința asta este. Ori Mântuitorul, în ciuda acestei înainte vedere, în ciuda acestei trăiri împreună cu El, tot timpul ține partea învierii. Crede până în ultima clipă că Iuda va învăța să țină partea învierii. Prima lecție și cea mai grea a postului este stați de partea învierii. Priviți dinspre Paști către post. Priviți de la masa cu miel, ouă roșii și cozonac înspre post. Nu e important
că mâncați cartofiați sau noi mâncați. Că mâncați margarină, grijă la să ne alunecați pe ea. Eu cred că ortodoxii români transpirăm margarină după o săptămână de post. Orice fel de abuz te scoate din post, pentru că nu există abuz de înviere. A doua lecție grea în postul este să urmești postul cu biserica, nu împotriva ei. I-ați mai auzit pe câte unii și că eu nu mă duc la biserică, mă rog acasă, serios? E ca unul care ar rămâne fără benzină la mașină și și-a luat benzina de la vecini, nu de la benzinărie. Îmi pare rău să compar biserica cu o benzinărie, dar unor cam asta e. E spațiul de unde ne luăm combustibilul cu care putem merge mai departe. Nu te duci până dimineața și așa un cant, dacă se poate. Dar știți, sunteți aici în aprozat. A, dați-mi atunci un Heidegger, volumul 2 din opere complete. Nu iei Heidegger de la aprozat. Că Heidegger își auzi să cumperi de la librărie, dacă ediție nouă, dacă nu te duci la bibliotecă. Confuzia aceasta, biserica te ajută să nu o faci. Uitați-vă ce frumos s-a pornit biserica ritmul postii. Nu dintr-o dată, ci încet, cu minte. Ritmul este dat de cuvintele din Canonul cel Mare, a Sfântului Andrei Grideanu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și o ține așa până în Vinerea Mare. O ține așa până în Vinerea Mare, în care citim între cântările prohodului Psalmul 118. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. În Vinerea Mare nu mai zicem nimic. Pentru că, de fapt, la suprafață lucrurile par a fi distruse. Hristos este ca o carne tocată, atârnată de cruce. Este înroșit de sânge, scuipat, călcat în picioare, zdrobit, ucis. Dar în cele mai de jos calcă ca un împărat. La suprafață pare, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și spune la un moment dat, Iosif, cel cu primul chip, de pe leul meu prea curatul cu tău, cu giuș curat înfășurându-și, cu mirezul miresmându-l, în mormânt nou l-au pus. L-a pus în mormânt nou, dar noutatea e sub mormânt. Când ești chemat să postești, trebuie să deschizi ochii pe noutatea de sub mormânt. Acolo unde Domnul Hristos calcă, asemenea unui împărat, pe o scară în spirală care coboară mai de la facerea lumii până spre centrul ei zero. Și se atinge de toți cei care așteaptă și așteptau învierea Mântuitorului Hristos. După ce privim dinspre înviere postul și ne menține ritmul cardiac al postului cu miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, învățăm că dinspre înviere și cu astfel de inimă nu poți trăi decât în biserică. Pentru ceilalți, aproape nu contează ce săvârșim noi în biserică. Dea-o senzația că suntem creștini ca popor. Nu suntem creștini. Și nu de la referendum încoace. Și până la referendum, tot atât de necreștini am fost. Schițăm bine, ne întâlnim, ne surâdem. Doamne ajută, Doamne ajută, că te prind eu la data viitoare. N-am învățat lecția cea mai de preț. Cea mai de preț lecție pe care ne oferă postirea. Iertare. Postul nu ne învață doar să nu mâncăm, ci și să ne aflăm propriile noastre limite. E un curs intensiv de autocunoaștere. Sunt foarte mulți care cheltuie foarte mult pe training-uri de cunoaștere personală. Deci sunt foarte mulți care cheltuie o grămadă de bani pe cursuri de training personal, autonomie, autogen, auto, de toate auto. Dar nu sunt stare să postească o dată, o zi, ca să vadă, bă, tot ce ai învățat tu acolo se folosește la ceva. Când, de fapt, ai noștri, găi bătrâni, după când n-aveau ei limba engleză, că, na, mă duc, mama aia, după bunică, din Mișeu, de jos, și văd cu aia, stând, facă ziua pe aia, facă de bani. Ce să zic? Ei se vei avea doar ce mânca, dar ne, în lipsa lor de mâncare, încercau postul spălându-și vasele de grăsime animale ca să poată posti cum se cade. Par un gest absurd astăzi, că doar astăzi gospodinea că se enervează, plântește care ca și cumpără una. Nu zic magazin, că nu facem de plan în biserică. Dar în același măsură este liber de gest rost, cum ne-a prins o lucrurile, cum și altfel. E ceea ce se întâmplă de fapt și ceea ce merge de biserică. Rupeți-vă tot timpul cu trecutul. Încercați tot timpul ziua de mine să fie mai bună decât cea de azi. Căutați.
Mai vorbește și spune, mă, care de ziua ai primit de colegi? Mă, care
Dar ce unde ești răcoasă? Nu ești din ea dacă ai să nu știu să iei cu povestesc ei mai deci m-am dat în treabă să nu zice, dar bine zice, dar zice, Hristos, zice, în ea, se poate face și ceva pentru cei din ea, zice, zice, că da, zice, ei stau spate, spate și din când în când în biserica se poate să uită un lucru, fără cu toată ochiul zilei, pentru că e cu alte cuvinte, dacă vrem în aici, să ne privim față în față, trebuie să știm să ne rugăm, să ne cunoaștem de Dumnezeu. Să vezi la biserică și ca o familie mare, postul este despre familie. Antivirusul la toți ce auziți împotriva familiei este postirea care faceți dată un concurs de ciuperci, bune. Și veți vedea că să se luau în jurul mâncării, să se luau în jurul prăjiturilor. Ne avem la Sibiu organizația care face întotdeauna un concurs de prăjituri și tatăl merge la biserică. În ziua avem dublă personalitate. Biserică și părtă oamenii se mâncă ei. Ne face, ne face, ne curăță, tot sunt de niște pofticioși. Uitați-vă la cum trece lumea pe locului de lui. Chiar dacă nu s-a de locului, chiar dacă scrie în glicemia din cauza. Nu contează. Fia ta umană se bucură de mireasa aceasta. Nimeni nu se bucură de mireasa aceasta. Cum miroase aceasta? A fasole? A Gogoșare în zeț, a ciuperci pe grătar. Observați, viața noastră nu e făcută doar din lucrurile acestea, ci făcută din mai mult, iar mai mult și cea mai bună viață postului este cunoașterea de sine. Când nu te cunoști pe tine, dai vina inclusiv sau mai ales pe Dumnezeu pentru toată la tare de tare. Ca părintele acela care în binerea mare se bucăia acolo în chilie și a găsit ore de biblică, sper că a găsit un ore de biblică și fierbea la lumina candelă. Și stătea la acolo, de zâmbia ta, la acolo. Postise tot postul, dar acum mi-ai spus că la un om. Și apare să ne-a spus, ce faci, bă, de ce vine la nu eu, de la acum, la care dracu, că să nu fii serios, nici nu știu. Nu vă ascundeți de lucrurile pe care nu reușiți să le faceți cu liniște și cu pace în ceea ce aveți de fapt. Căpătați pacea pe care să faceți lucrurile. Nu dezarmați niciodată numele Sfintelor. Și bucurați-vă că vedeți lumea din Sfântul Învierea Mântuitorului Iisus. Ca și cum a stat pe topola Sfântului Mământ și v-ați uitat până departe și ați vedea care este șansa omenirii prin Hristos, așezarea pe cercii. De aceea, înțeles la școala cea mai bună care a fost în urmărirea zisului. Este școala pe care nu am absolvit decât după ce au pus ultima dată de comandare. Nu tu diplome, nu tu puncte, nu tu vreme. E o școală simplă, e școala care respiră, școala care trăim. Școala care iubim și durim, școala care ne bucurăm sau agonizăm, școala care ne vede, ne vorbim sau nu ne vorbim și nu ne vorbim niciodată. E tot ceea ce trăim noi, dar trăim cu Dumnezeu. M-a întrebat o dată... Nu mai zic. Așa de-a fost acolo. Eu cred că e o șocolată. Părintele m-a întrebat o dată, eu am fost mai tare întrebare, o doamnă la facă, la presă, la întrebare, că te ucucesc. Părintele zice, ce ar putea face la să te mântuiesc? Și părintele a spus, să trăiești. Nu să trăiești bine, că e mai presenție. Să trăiești. Să trăiești. Școala postului nu este ca o școală de modificare. Nu este ca o școală de așteptare. Și e și o școală a culturii pe care o cărăm în post. Dar să vă rog frumos, din inima să vă rog, puneți mâna pe Scriptură și învățați viața Mântuitorului Iisus. Citiți că... N-am mai întrebat. Citiți cărțile care vă pot lumina pe conținutul de credință. Doi. Citiți cărțile care... Da, 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 da,
pe bipolaritate. Deci am să vă rog frumos să citiți, să veniți la biserică să înțelegeți conținutul sărbătorilor pe care le faceți. Vă dau un exemplu. Sunt sfinții mucenici astăzi. Dar asta nu înseamnă că mâncăm 10 mucenici cu roata de la car, străpiți cu glucoză. Da? Dă-i mândră ăștia în colț. Nu e atât. Nu e atât. În fiecare pomenire a morților nu e importantă doar colina. Vă rog să vă băgați morții în seamă. Nu în seamă. Da? Încercați să treceți de prima imagine pe care o creează lumea din jur, în care e mai important cum te privește lumea decât cât te privește Dumnezeu. Încercați să conștientizați că fiecare zi care ne apropie de înviere nu ne depărtează de înviere. Ne apropie de înviere. Avem o înviere care a trecut și o înviere care vine în vârtutea unei singure înviere. Când merge popa cu bobădeaza, nu bobădează copiii. Da? Când vii la botez, nu trebuie să aduci o sticlă de vin, că nu știe popa când să bea înainte, în timp ce botează sau după. Da? Când faci nuntă, nu poate fi mai importantă limuzina decât biserica în care slujești, pe bune. Nu e mai importantă sala în care faci nuntă decât biserica în care faci nuntă. Și unde te arăți înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu faci ca să-i cadă părul vecinului. N-avem astfel de slujbe. Nu, popa nu bleastă-mă, că n-are de unde. Dacă bleastă-mă, bleastă-mă omul și prost. Da? Învățați adevărul despre ortodoxie, despre biserică. Ieșiți din încrâncenare. Toți oamenii din jurul nostru, de ani de zile, dacă fac ceva, este să ne încrânceneze între noi și împotriva patriei pe care o locuim. Dacă reușiți să ieșiți din încrâncenare, ați câștigat Împărăția lui Dumnezeu. Unde se merge destins. Tâlharul la Hoțomani de pe cruce, nu vine să-i spună Mântuitorului Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, am aflat din capitolul 2 de la Luca, nu vine cu citate la Hristos. Vine cu cordialitatea omului pe lui Hristos. Fiți oamenii lui Dumnezeu. Stați lângă El. Nu e greu. E imposibil. Dar merită încerca. Toată lumea spune că pocăința e o chestiune de fracțiune de secundă. Și uite la tâlharul ăla pe cruce, de parcă a luat 31, știu? Și tot timpul le spun, bă, oameni buni, asta are o istorie în spatele lui. Și cu istoria lui, închei pretextul și ne apucăm să punem întrebări. Bine? Despre tâlharul acesta se povestește că în momentul în care Mântuitorul Hristos în brațele Maicii Domnului, avându-l pasnic pe dreptul Iosif, străbătea pustiei Egiptului ca să se depărteze de cordialitatea lui Irod, de departe, după niște lune, dormeau 40 de forți. Nu e Alibaba, a apărut 400 de ani mai încolo. Și la un moment dat, doi tâlhari erau preși. Unul la un capăt de tabără, celălalt la celălalt capăt de tabără. Spre deosebire de astăzi, toți tâlharii dorm și noi, flyerii, ne păzim între noi. Unul dintre ei vede de departe venind Sfânta Familie cu copilul în brață și îi dă poate ce a aia e frumoasă de tipă, o luăm o vină, foarte ce bani facem în târg din Alexandru, e așa femeie frumoasă, n-am mai văzut nimeni. Ăla, nu știu, eu pe frumoasele în 5 minute, puștul crăton de piatră pe meseria noastră. Și ne mai rămân și ceva bani pentru măgărușul pe care funcționează. Ăla, și tot atunci că oamenii ăștia n-au niciun far și copilul din brațele femeii luminează calea. Păi lasă-mă pe mine cu texte de astea. Păi fii serios, am spus, cam câți bani crezi că ar costa? Păi, cam 30 de argini. Păi zice, mă, noi suntem 40, dacă câștigăm toți 40-30 de argini, rămâne sub un argini, bine, îți dau eu 30 de argini. Mai lasă-i să treacă. Ăsta s-a prins cu chestie de afacere, ce vreau, dar avem și locul unde ții tu banii, brâul tău tăruiești. Și am mărit ăla, i-a dat și brâul. Părea că istoria s-a încheiat, doar că după 33 de ani, în penitenciarul din Ierusalim, cei doi de har s-au întâlnit cu unul care era mai bătut decât ei, mai scuipat decât ei și joia noaptea, pe când Domnul Hristos era în temniță împreună cu ei, n-a făcut
decât să le amintească despre momentul acesta. Tâlharul avea pocăința în memoria lui, gestul lui bun îl ajungea din urmă. Nu vă mințiți că mai apucăm pe patul de moarte să ne cerem iertare. Scria astăzi într-o carte, m-a impresionat foarte tare, că pe patul de moarte, un om care toată viața lui încerca să se facă bine, ce Doamne, zice preotul, Părinte, cum să-i dau eu sărut lui Hristos când mă voi vedea cu El, când îmi miroase gura nepocăință și a păcat. Ne spălăm pe dinți, ne băgăm implanturi, ne fac ăștia reclamă, Doamne, cu fiecare pastă de dinți ne spălăm mai bine decât bolile anterioare. Toate se albesc mai tare cu albitoare, tot e mai, mai. Luați-o de la capăt și încercați de fiecare dată să vă lăsați viața în mâna lui Dumnezeu. Când cânta Maria Tănase că-i mirosea fetei și bade lui gura a flori, știa ce zice. Nu suntem decât niște oameni care ne antrenăm să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă avem antrenamentul de la sală, să vă închipuiți că pe piste vom fi mai buni. Iar sala e aici. Aici sunt exerciții liberi impuse. Stăm și ascultăm cum cântă. Știi că atunci când vorbim despre Hristos, e egal cu Tatăl și egal cu Duhul Sfânt și toți trei una sunt. Nu confundăm. Știm întotdeauna crezul, măcar o parte din el pe de rost. Nu confundăm lucrurile. Nu venim la popă să dea drumul la apă caldă. Nu? Ce Părinte, vă puteți ruga că mi s-a blocat apa caldă și am o rugă, bă, gică, nu-s instalator, eu scop acostică. Pentru apă caldă avem instalator. Pentru locul de muncă avem ajutise, sau mă rog, să fie acolo. Nu confundăm lucrurile. Când le confundăm, nu iese niciodată. De aceea, cea mai de preț lecție a postului, în postire, este destinderea în conținutul. Să învățăm destinși ai cui suntem. Că te treabă ceva de unde ești, îi zici locul și dacă închizi ochii, vezi locul de unde vii, cu cine ai stat de vorbă. Dacă te treabă cineva cum ai învățat să scrii, aproape că știi numele învățătoare, numele profesoarelor, știi toate astea. De ce ar fi altfel în acordul cu Hristos? De ce? Doar din mine ne deranjează Hristos? E drept că deranjează, da? Pe noi nu. De aceea vă doresc să postiți cu minte. Să postiți mai întâi cu capul și apoi cu toate celelalte organe din dotare. Și să nu vă temeți să fiți lui Hristos. Nu, nu ca să ne spământe a lui Hristos. Dacă vrea să ne spământe, apărea un uriaș, ciclop, un ochi în vârful capului, care urla de două ori la noi, vă dați seama așa că se apară în București, unul de vreo 7 metri, 8 și să urle la lume. Mai care ca sirena de la miliție. Da? Că de a fugim și ne temem. Vreau să știți că trebuie să ieșim la lumină, prin lumină, nu prin întâlnire. Și că lucrurile care ne se petrec și care petrec cu noi viața, sunt parte integrantă ale lecțiilor pe care le primim de fiecare dată pentru Împărăția lui Dumnezeu. Mă închei în text sau un pretext și continuăm cu întrebări, dacă aveți, cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc!